Țara abdomenelor începe cu Andreea și Răzvan. Primul exercițiu este învățat chiar aici, la work class de antrenoarea Coco. Este mai ales pentru femeile care au născut, care au operații pe burtă. De exemplu, Andreea are o dita mai operație. Bun. Deci este pentru mușchiul intern abdominal. Deci vedeți mișcarea, da? Foarte important, eu completez bazinul ridicat la maxim, da? Deci să fiți trunchiul drept, da? Deci ia să vedem noi. Deci uitați mișcarea, deci la coborâre, iar când urcați, apropiați și picioarele, da? Deci e super. Andreea, foarte important, are ceasul lângă ea, nu știu unde e, dar nu contează. Da. Da, nu contează. Ideea e că trebuie 80 de secunde reale, adică vi-l puneți la 1 minut 30 până intrați în poziție, în o secundă, 2, 3, 4, 5, 6, să faceți 80 de secunde reale, da? Bun, e foarte important, deci extraordinar de important. Minim două serii, cu pauză 1 minut, 2, 3 între ele. Deci este un exercițiu minunat pentru femei, rețineți. Bine, merge și la bărbați, dar în principiu este pentru femei. E foarte bun și pentru bărbați. Eu nu l-am făcut, din păcate, în 53 de ani niciodată, dar cred că o să-l fac. Bun, vedeți că la sfârșitul filmării o să aveți specialități de la 20 de ani, adică de la mine. Bine, filmat tot astăzi. Bine, dragilor, vă pupicim. Tot Andreea vi prezintă, vedeți, și-a pus timerul. Hai repede, mai ca de obicei, ca orice. Și l-a pus pe la 1.25, până a început au trecut 5 secunde. Deci nu... Deci acestea sunt foarte bune în caz că aveți această semi-mingie, nu știu exact cum se numește, e foarte bună. Astea sunt crunch-uri, de fapt, alea clasice. Astea sunt crunch-urile clasice, foarte bune, chiar foarte bune. Vedeți că și la exercițiul precedent puteați să vă puneți un disc. Și aici merge cu discul. Deci țineți un disc în mână, vedeți cum ține Andreea acum mâinile. Gândiți-vă că aveți un disc. Ia ține mâinile ca și cum ai un disc cu ele. Așa, vedeți? Aveți un disc. Super, ea de obicei face cu 5 kg, poate și cu 10 câteodată. Tot așa, două serii, nu vă chinuiți. Deci o să vă dau și acum o să urmeze niște exerciții care le-am văzut prin sală. Să nu le faceți niciodată, pentru că vă îngroașe talia. Deci sunt exerciții dezastruoase. Dezastruoase. Bun, gata, acum mai sună timerul. Bravo, Andreea, ia uitați. Bun. Așa nu, de să vă feriți de ele ca de bodniță, ca de oculta mondială. Deci să nu faceți asemenea exerciții, da? Vă îngroașe talia, vă dați seama, mușchiul lateral, deci mușchiul acesta care lucrează, vă dați seama. Deci se îngroașe, logic, deci nu le faceți, exclus, gata, gata, ajunge, pui-le că te distrugi. Bun, și vă mai arătăm încă unul. Faceți așa ceva, ia. Am văzut multe persoane așa, nu faceți așa ceva, da? Nu faceți că vă distrugeți talia. Bine, dacă vreți să aveți talia groasă, da, faceți-ne. Dacă vreți talie groasă, da, cu drag să le faceți. Foarte, 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 foarte bun. Uite, acum mi-a venit ideea. Pentru mușchii fesieri, uite, da. Uitați, m-am uitat, nu e un exercițiu frumos. Bun, deci ăsta e superb. Mai ales dacă îl faceți 80 de secunde reale. Este nu superb, este mai mult decât superb. Eu personal nu pot să-l fac. Andreea poate. Sau bine, cred că dacă mă chinui, dar nu știu, câteodată e bine să faci și ce simți că lucrează mult.
Eu nu știu de ce, nu prea simt eu așa că... Na, oricum, da. O să încerc să-l mai fac și eu din când în când. Uite, noroc cu filmările astea care le facem pentru voi. Că împreună cu voi învăț și eu. Ăsta eu nu l-am făcut, cred că în viața mea, decât o dată sau de două ori, în 53 de ani. Însă nu e târziu. E foarte bun, foarte bun. Dar este pentru persoanele un pic mai avansate. Atenție! O să vă arăt și eu unul, mi-am adus aminte, unul tot așa, nu l-am făcut de vreo 2 ani, dar o să vi-l arăt. Hai că mai are câteva secunde. Deci, vă puneți timerul la 1 minut 30, până intrați în poziție, trebuie la 1 minut 20 să începeți. Gata. Foarte greu exercițiu, să știți. Hai că vă... o să vă arăt și eu unul. Care într-adevăr sunt un pic mai avansate și mai puternice. Cu discul, da? Facem acest exercițiu. Când obosești, te ridici mai mult ca tu te ridici în poziția asta, știi? Da. Dacă ești în forță, faci mai bine. Jumătăți, da? Mamă, știi cum sunt astea? Mamă! Wow, mamă! Noi avem o febră musculară, suntem opachetați de binele cu totul, de două zile. Deci mă doare și dacă mă așez mai puternic pe dorsal, deci am niște dureri infernale. Așa că astăzi este ziua chinurilor. Având o febră musculară de două zile, ambii suntem cam opachetați, cum s-ar spune. Și a sunat și timerul, da? Nu le-am făcut corect, să știți. Am vrut să vă arăt cu greutate, n-am mai făcut de mult așa ceva. Nouă ne place, am învățat de la Cristi... Peche. Nu, de la Cristi, cel la culturist. Geană? Da, de la Geană. Exercițiile cu rotița, dar vă povestesc, urmează acum. Vă pupăm! Acesta eu îl consider unul dintre cele mai bune exerciții. Dacă nu aveți rotiță, cum la noi la sala asta, care e superbă, știți cum e, ca țiganul ăla care se neacă la mal, nu are rotiță. A avut rotiță, ori s-a stricat, ori cineva, mă scuzați, a furat. Însă noi suntem deștepți și am făcut o adaptare cu bara. Pentru cine nu are nici bară, vedeți că merge cu două gantere ale căror mânere se rotesc intern. Deci pe gantere. Ia uitați ce frumos se vede spatele lui Andreea. Deci aici lucrează în principiu abdomenul și nu numai că lucrează abdomenul, cum vă povesteam, mulțumesc Cristian Geană, se vor aranja pătrățelele cu acest exercițiu. Deci cine nu are pătrățelele, să le numesc, ordonate, acest exercițiu vă ordonează pătrățelele și le face, eu îl consider unul dintre cele mai bune exerciții. Adică de fapt nu e unul, e cel mai bun. Pentru mine simt că lucrează abdomenul și nu mai zic că lucrează și spatele. Ia uitați, ia uitați și minunății aici. Ia uitați. Să te uiți, vă dați seama și eu stau cu ea în fiecare zi, cu această prințesă minunată, în fiecare zi a vieții mele, stau cu această prințesă minunată. Ia uitați, cum să
nu stai cu ea toată ziua, ia ziceți. Dacă voi îmi spuneți cum ați putea să scăpați de această prințesă, ia, vreau să văd bicepsul, ia. Eu fără biceps nu-i dau de mâncare până nu mi-l arată, ia. Aoleu. Uitați, așa poți să treci și eu prin pandemia asta mincinoasă, să-i ascult pe aia de la OMS pe... Era să zic eu pe, nu știu, parcă LGBT. LGBT. Cel mai bine era Rashid Buttat. Da, exact. Ascultați-l, cine știe engleză, Rashid Buttat. Este secretul despre hoția coronavirus. Și bine, Didier Raoult, cine știe franceză. Bun. Ce mai urmează ca abdomene? V-am spus, o să urmeze niște prezentări ale mele acum la bară și ale lui Andreea, tot așa le recomandăm. Bineînțeles, într-o zi să nu cumva să faceți decât cel mult un exercițiu din fiecare. Că n-aveți cum, că vă obosiți aiurea. Oricum v-am prezentat vreo 6 exerciții minim. Deci faceți, dacă faceți astea 6 într-o zi, e suficient. Bun, pupături maxime. Ia uitați. Și dansul piticului. Fericit. Bravo, Andreișca. Dă să-ți dau un pupic. Ia. Acum este rândul lui Andreea la abdomene. Așa, ea le face tot bune, sunt tot pentru elongație. Tot o grămadă de mușchi susținători intră. Foarte bune. Atenție la rotire, da? Exact, dragilor. Vedeți ce frumos le faci? Le face chiar superb. Superb, bravo, Andreea. Deci foarte bune pentru pentru intercostali și bineînțeles și pentru abdomen, clar. V-am spus, intră clar și un pic de dorsal. Intră o grămadă. Foarte bune exerciții. Ați văzut că am făcut cu Chiucu Vai 30. Deci sunt zile și zile, vă dați seama. Eu cred că nici mulți tineri nu pot să facă 30 de repetări. Da, păi la 53 de ani. Am zile și zile, câteodată le fac fără oprire. Dar astăzi mi-am luat 2 opriri. Eram efectiv par ușoare. Zicea, ai mă, ce ușor. Dar când le faci, timpul se dilată, deci parcă trec 2 vieți până le termin. Deci ăsta este antrenamentul nostru aerob. Bine, acum ăsta e de fapt antrenamentul nostru de încălzire la absolut toate antrenamentele noastre. La absolut în fiecare zi când avem antrenament, asta facem noi la încălzire. Rotiri, abdomene. Rotiri, abdomene. Rotiri, abdomene. Deci de 3 ori. Asta este rutina noastră. Când avem picioare, mai facem genoflexiune la liber, la încălzire. Dar când avem partea superioară, intrăm direct aproape de forța maximă. Deci nu prea mai facem, facem așa, zicem, o serie de încălzire specifică. Dar nu mai este nevoie. Pentru că coloana vertebrală, știți că are în jur de 35 de vertebre și are 9 mușchi între fiecare vertebră. Între 2 vertebre are 2 mușchi. 9 mușchi, 9. Ăștia și mai importanți. Deci mușchii coloanei vertebrale. Când sunt încălziți, și nu știu dacă observați, noi avem centură. Bine, eu n-am avut în filmare, pentru că mi-este greu, tendoi mai greu cu centura. În acele exerciții ați văzut că eram primele 20 de repetări, le-am făcut până sus. Deci aproape de maxim. Bun, o să urmeze multe surprize și, ca de obicei, dezvăluiri. Da, știu. Are și el chefurile lui. Bine, bună seara în primul rând. Așa cum v-a mai povestit Răzvan, începem cu o serie de rotiri și pe urmă o serie de abdomene. Iar abdomenele acestea ne sunt de foarte, foarte mare ajutor, mai ales pentru elongația coloanei vertebrale, pentru o postură perfectă, mușchii abdominali și mușchii susținători.
ceea ce eu vă mărturisesc că 5, doar maxim, cred că 5-6 repetări pot să fac din acest exercițiu. Eu le fac pe ale mele specifice fetițelor, ne dăm un pic mai la lucrurile mai ușoare, cum s-ar spune. Dar bineînțeles că o să încerc să fac și eu atât cât este nevoie. Să iau exemplul lui iubi. Iar exercițiul îl facem din două motive. Să fim cea mai bună variantă a noastră și să fim cât mai sănătoși și mai puternici. Da, deja este un exercițiu foarte obositor, iar eu vă mărturisesc că nu pot să fac, să mă ridic la nivelul lui. Mă simt fresh. Ca la 53 de ani, minus 33. Adică? Minunat. Adică ca tine. Ca Andreea la 20 de ani. Aș vrea eu să mai fi la 20 de ani, da, mulțumesc. Vă frumos. Pupăm, pupăm, să avem putere să luptăm cu o culta mondială, să-i dăm în gură, să le scoatem bodnițele din gură. Da, bine. Vă pupăm. Pa. Cealaltă variantă de asemenea, când vă simțiți în forță. Da? Eu o pasă aia dacă le-aș face. Cum poate fi eroină, cum să nu pot altceva. Deci, cum am mai spus, când vă simțiți în forță. Varianta dură. La 20 de ani se poate. Orice e posibil la 20 de ani. Pupici. Complex, deoarece dacă observați, o rotire este într-un sens, iar cealaltă rotire în celălalt sens. Dar cum deja suntem la a treia serie de abdomene, nu ne mai permite nici timpul să mai stăm să mai executăm doar într-un singur sens. De aceea vă arătăm cum din seria ca la 20 de ani. Da. Prima dată facem 15, pauză pe iar 15, da? Bucăți. Într-un set și în celălalt. Așa că împachetare totală. Așteptăm comentarii. Da. Vă pupăm.